Bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea La Taclale. Astăzi vom vorbi despre turism. Iar acum vom răspunde la o întrebare pe care mulți dintre voi cred că o aveți. Merită o vacanță în Turcia? Răspunsul, toate argumentele ni le va lămuri chiar în momentele următoare Radu Fenghea, care este ghid turistic. Înainte de toate, înainte să-l urmărim pe el, vă invit să dați un like, să vă abonați la acest canal de YouTube pentru a fi la curent și cu alte emisiuni de călătorie dacă sunteți interesat. Haideți să nu mai lungim cu vorba și să dăm drumul clipului. Bună seara! Vă spunem de pe terasa hotelului Sozer, de pe malul mării, de aici, din Kushadasi. O stațiune de vacanță frumoasă pe litoralul Egean. Pentru turiștii care vin în Turcia, trebuie să știe că au nevoie de pașaport. Pașaportul ar trebui să fie valabil cel puțin 6 luni de la intrarea în Turcia. Apoi, să fie pregătiți să schimbe o parte a valutei cu care vin în lira turcească, moneda locală, pentru că dacă în bazar sau în anumite magazine se poate face plată chiar și în euro și în dolari, fiind actualizat în funcție de cursul valutar al zilei, la magazinele mici, la alimentarele de cartier, la mini-marketuri trebuie făcute plăți în lire turcești, de asemenea la intrările, la obiective, la muzee, tot în lire turcești trebuie făcută plata, pentru că încă nu au adoptat oficial moneda euro sau dolarul, așa că turiștii e bine să aibă și monedă locală la ei. De asemenea, în majoritatea locurilor se poate plăti cu cardul, dar câteodată pentru apă minerală sau pentru un suc sau pentru prăjitură sau baclava s-ar putea să nu funcționeze POS-ul sau pur și simplu să nu aibă. Așa că e foarte important să avem lire la noi. Cursul actual este undeva în jur de 8,5 lire pentru un euro, scade și crește în funcție de cotația valutelor la bursa din Istanbul. De asemenea, ar fi bine să privească într-un dicționar sumar al limbii turce câteva cuvinte de bază, cum ar fi saluturile, bună dimineața, günaydın, mulțumesc, teşekkür ederim, noapte bună, iyi geceler, sau numeralele, măcar să le știe, deși atât de mulți turiști au venit aici în Turcia, încât majoritatea comercianților și chiar hotelierii cunosc câteva cuvinte în limba română, astfel că este aproape imposibil pentru oricine să nu se descurce în Kushadasi. Sau în Istanbul, nu mai vorbim. Acolo prezența românească este deja de 30 de ani, continuă și va mai deinui. Turcia, o țară completă și complexă. Din punct de vedere turistic, are de toate. Are un litoral extraordinar de mare, începând cu Marea Neagră, cu care se învecinează la nord, apoi are Marea Marmara, are cele două strâmtori, Bosforul și Dardanelele, apoi avem litoralul Egean, cu o mulțime de plaje frumoase și stațiuni, apoi litoralul mediteranean, cu celebrele stațiuni din zona Antalya. Turismul foarte dezvoltat în Turcia, sunt multe situri arheologice, o prezență extraordinară a arheologilor de la marile universități occidentale care își fac fie stagiile de practică în cazul studenților, fie desăvârșesc studiile sau chiar au finanțări din partea marilor concerne occidentale pentru a descoperi noi și noi lucruri. Atât zonele litorale sunt pline de astfel de situri arheologice care sunt foarte accesibile turiștilor din toate destinațiile acestea de vacanță, cât și zonele interioare ale Turciei, cum ar fi zona de est a Turciei, cu munții înalți, cu lacurile frumoase, apoi avem Capadocia, o zonă superbă, țara cailor frumoși, așa că au numit-o Elinii, locul sau leagănul civilizației anatoliene, de asemenea secolul de aur al creștinătății din perioada secolului al IV-lea, cum spuneam, acolo au fost mari gânditori și mari teologi ai creștinismului. Locurile în care împărații bizantini se retrăgeau din fața aglomerației Constantinopolului, în Cezarea Capadociei, de asemenea orașele frumoase de pe litoralul nordic al Turciei, și anume Samsun, Trabzon, Rize, toate abundă în vegetație, verdeață și culoare puternică. De asemenea, mâncarea turcească foarte bună, avem o mare, mare varietate de legume, încât pentru orice gurmand de o încântare,
pe lângă pește, fructe de mare și tot ce își doresc să servească în restaurantele situate pe malul mării turiștii și nu numai turiștii. Sunt tot felul de tururi specifice pentru degustare de mâncare. Turcia are multe regiuni și variază de la o zonă la alta. Preparatele din carne sunt diferite, cele din nord cu cele din sud, cele din est cu cele din vest și nu de puține ori sunt cereri pentru agențiile locale cu care și noi avem colaborare pentru astfel de tururi culinare. Cum spuneam, Turcia e o țară a contrastelor. Dacă avem prețuri ieftine în stațiunile egeene, avem și prețuri foarte mari în hotelurile exclusiviste din sud și nu numai. De asemenea, plimbările cu bărcile care pleacă din zona Marmaris, Bodrum, așa numitele ghiulet, cu călătorii de 2 zile, de 3 zile, chiar de o săptămână, în care 2, 3 cupluri, 4 cupluri, până la 10 persoane pot să călătorească timp de o săptămână cu skipperul sau capitanul, care câteodată face și pregătirea mesei și navighează în lungul litoralului extraordinar de frumos al Turciei, acolo unde găsesc orașe scufundate, acolo unde găsesc o vegetație superbă, plaje sălbatice, insule minunate. E o încântare pentru oricine vrea să descopere partea aceasta turistică și nu atât de cunoscută a Turciei. Destinația și alegerile și aprecierile nu pot să le fac eu, întotdeauna turiștii pot să spună lucrul acesta, pentru că aș fi subiectiv dacă aș spune una sau alta. Atât partea de peisaj înspre Bodrum, atât cetățile antice pe care le-am văzut, atât marile metropole ale Turciei moderne, care au și parte de arheologie. Deci, toată Turcia e un ansamblu unitar care oferă o încântare deosebită celor care știu să guste din ea. Atâta timp cât nu stai doar în hotel, bucurându-te doar de facilitățile exclusiviste ale hotelurilor de multe stele și ai îndrăzneală să ieși afară și să vezi ce înseamnă Turcia adevărată, cu siguranță nu vei regreta. Dată fiind situația actuală cu pandemia, măsurile de securitate sunt foarte bune. Dezinfecția este la ordinea zilei, măsurile de control de fiecare dată sunt respectate, în interiorul hotelului masca este omniprezentă, de asemenea la masă, până când te așezi la masă, servisul este făcut cu servire la masă, nu este permisă intrarea turiștilor în zona bufetului, ci spui ce dorești și ești servit la masă. Tocmai a fost dezinfectat un bagaj, deci procedurile se respectă. În momentul în care turiștii ajung la hotel, toate bagajele sunt dezinfectate cu dezinfectant și, bineînțeles, se face check-in-ul, primesc cheia, cartela camerei și li se înmânează regulile de conduită pe durata sejurului. Vă așteptăm oricând să veniți cu noi în vacanță, chiar dacă trebuie să respectăm anumite reguli, se pare că vom putea să facem acest lucru și atâta timp cât virusul va fi alături de noi, încercăm să avem grijă, să ne protejăm unii pe alții și totuși să nu lăsăm turismul să moară. În urma a ceea ce a spus domnul Radu Fenchea, eu sunt convins că aveți o imagine clară de ansamblu asupra turismului din Turcia și asupra ofertelor și posibilităților. Eu vă doresc o zi faină, toate cele bune, nu uitați de like, de share și de asemenea să vă abonați pentru că aveți lucruri interesante de văzut pe acest canal. Eu sunt Roland, toate cele bune, la revedere!
Dacă v-a plăcut videoclipul cu tata, nu uitați să dați like, share și subscribe. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip.